Bun găsit! Alegerile prezidențiale din 1 noiembrie se vor desfășura în condiții speciale. Guvernul a alocat peste 21 de milioane de lei din fondul de rezervă al executivului pentru achiziționarea echipamentelor necesare în scopul prevenirii răspândirii noului coronavirus. CEC va primi 20.387.000 de lei, iar Ministerul de Externe, responsabil de asigurarea măsurilor de protecție în secțiile de votare din străinătate, va primi 1.189.000 de lei. Este necesară dotarea sediilor și personalului organelor electorale, inclusiv de peste hotarele țării, cu echipamente de protecție, măști, mănuși, viziere, costume de protecție, soluții dezinfectante, termometri. Lista bunurilor care urmează a fi achiziționate a fost elaborată de către Comisia Electorală Centrală. Acum două săptămâni, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a aprobat o instrucțiune care stabilește modul în care se vor desfășura scrutinele electorale în perioada pandemică, inclusiv cel prezidențial. Potrivit documentului, alegătorii vor fi obligați să poarte măști, mănuși și se vor prezenta la alegeri cu propriu pix. La intrare în secții de votare vor fi instalate soluții dezinfectante și le va fi verificată temperatura tuturor celor care intră. Totodată, în interior se vor putea afla concomitent un număr redus de persoane. De exemplu, dacă sunt două urne de vot, atunci doar doi alegători vor putea fi prezenți.